Galateni 5:25. Dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul. Amin. Vă rog să vă reașezați. Cântarea ce am cântat-o, așa cum știți, este inspirată din Psalmul 45, o cântare a fiilor lui Core și David, cel căruia i-a dat Domnul Harul să compună jumătate din Cartea Psalmilor, spunea la rândul lui într-o altă cântare de laudă, una poate dintre cele mai bogate, de la 145, versetul 3, mare este Domnul și foarte vrednic de laudă și mărimea Lui este nepătrunsă. Și la o asemenea măreție s-a angajat să facă ce scrie în versetul 2. În fiecare zi te voi binecuvânta și asta fără limită și voi lăuda numele Tău în veci de veci. Să ne dea Domnul și nouă harul să-L putem binecuvânta cu toată inima, să-L slujim cu toată puterea. Și vă binecuvintez pe dumneavoastră tot cu ceva scris în Cartea Psalmilor, cum se salutau evreii, cum scrie în finalul Psalmului 29, binecuvântarea Domnului să fie peste voi. Vă binecuvântăm în numele Domnului. Amin. Amin. Am citit un singur verset, dar e cu multă greutate. Îl repet, cred că îl vom și memora dacă nu l-am avem încă în minte. Dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul. De când trăim noi prin Duhul? Sau cine poate spune că trăiește prin Duhul? Cartea Sfântă ne învață că noi, prin minunea nașterii din nou, am început o nouă viață. Scria Apostolul Pavel la Tit, la capitolul 3, versetul 5, că am avut parte de o spălare a nașterii din nou și o înnoire făcută de Duhul Sfânt. Moment, vreme din care, corect spus, trăim prin Duhul. Zice Petru la rândul lui, nu doar Pavel, citesc din 1 Petru 1:2, că asta a rânduit știința mai dinaintea lui Dumnezeu să facă o sfințire lucrată de Duhul și o stropire cu sângele lui Iisus Hristos. Să spune tot aici în 22, deci ca unii care prin ascultarea de adevăr va curăța sufletele prin Duhul. Sau spune în capitolul 4 aceeași epistolă, versetul 1, că am terminat-o cu păcatul, odată ce Domnul a pătimit, în vremea care ne mai rămâne de trăit, să nu mai trăim după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu, sau cum spune în versetul 6, după Dumnezeu în Duh. Doamne, ajută-ne! De trăit, trăim prin Duhul dacă am avut parte de o naștere din nou. Și unii chiar au experiențe frumoase. Când Dumnezeu a realizat minunea asta radicală în viața lor, să nu mai fie ei. Spune Pavel, care și el a avut parte de o transformare extraordinară, Galateni 2:20, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și asta e posibil numai prin Duhul lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. În mod normal, lucrarea asta este numită în Scripturi și a locuit Duhul Sfânt în noi. Dar după înțelegerea mea din Scripturi, dacă am primit Duhul Sfânt, dacă am fost botezați cu Duhul Sfânt, cum spune la 1 Ioan capitolul 3, citesc versetul 24, și cunoaștem că El rămâne în noi prin Duhul care ni l-a dat. Că atunci când s-a construit cortul în pustie, scrie mai apoi în Levitic 9, Dumnezeu le-a propus să facă acea construcție interesantă, după un chip arătat pe muntele lui Moise, a zis, vreau să locuiesc în mijlocul vostru. Dar când s-a mutat Domnul să locuiască între ei, s-a văzut asta. Scrie acolo că s-a aprins jertfa de un foc venit din cer. Și a fost un nor. Și toți s-au dat seama, a venit Domnul acolo.
Când s-a inaugurat templul lui Solomon, scrie 2 Cronici 5 sau 2 Cronici 7, că din nou a venit foc din cer și norul a umplut casa Domnului. Și de-aia a zis Solomon, Dumnezeu vrea să locuiască în întuneric, că nimeni nu l-a văzut. Dar îi mulțumim că își face prezența între noi și lucrarea prin Duhul lui Dumnezeu. De aceea, când vine Duhul lui Dumnezeu în viața noastră, din acel moment, noi trăim prin Duhul. Așa îmi vine acum în minte să vă zic, am avut și eu parte de o experiență când am fost botezat cu Duhul Sfânt, dar mi s-a părut interesantă lucrarea, felul în care a fost botezată cu Duhul Sfânt soția care este aici, împreună cu două surori de ale ei. Ea avea 13 ani, celelalte două, una 14, una 15. Era undeva într-o casă la rugăciune, la vicul de jos, și Domnul a arătat într-o vedenie că 3 porumbei se vor coborî în seara aceea. Ea și-a spus experiența ei, nu știu ce alte două surorile ei, ce au trăit, ce au simțit. A zis, a venit așa peste ea o bucurie, a ridicat mâinile în sus și dintr-o dată n-am auzit în jur cine ce se roagă, doar l-a văzut pe Domnul Iisus într-o vedenie venind spre ea și s-a aruncat în brațele lui. S-a trezit, să zicem așa, din minunea asta, după 4 ore, de fapt au așezat-o frații de pe genunchi pe un fotoliu și se ruga în alte limbi cu mâinile în sus. Și frații au zis, dar în perioada asta am crezut că Domnul te răpește. Au fost momente în care n-ai mai fost pe dușul mea, ai fost ridicată până aproape spre tavan. Am auzit și alte minuni interesante, că atunci când trăim prin Duhul nu se poate să nu realizezi asta, că s-a întâmplat o minune în tine, că nu mai trăiești prin firea ta, nu mai ești tu cel ce ești. Ești un om nou, 2 Corinteni 5 cu 17. Cine este în Hristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus. Da, dragii mei, așa începe viața prin Duhul, cu o naștere din nou și cu un botez cu Duhul Sfânt. Dar apoi, ca orice copil, cât ar fi de miraculoasă nașterea, cât ar fi de mare să aibă 5-6 kg la naștere, trebuie să crească, nu? Și Scriptura ne pune la îndemână, pe lângă slujbele de la adunare, și asta se consumă și în slujbele de la adunare, dar poate fi și în particular, și în familie, două lucruri pe care vreau să vi le reamintesc. Spune la 1 Corinteni, capitolul 2, Apostolul Pavel, de la versetul 4, că învățătura lui nu stătea în filozofie, în oratorie, în retorică. Adică n-a vrut să aibă doar niște adepți pe care i-a convins el sau Apollo cu darul înțelepciunii, nu. A zis și într-o dovadă dată de Duhul și de putere, că spunea Domnul, ce orice răsace nu l-a sădit Tatăl va fi smuls, dar ce a sădit Tatăl și prin Duhul, aia este cu viață. Și scrie aici în versetul 10 că lucrurile lui Dumnezeu noi n-avem cum să le percepem, cum a zis Domnul lui Petru, nu carnea și sângele, ci Duhul Tatălui ți-a descoperit acest adevăr, că cine e Hristosul? 1 Corinteni 2 cu 10. Nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său, căci Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. Hrăniți-vă cu acest cuvânt ca să creșteți. Scria Petru pe tema aceasta, 1 Petru capitolul 2, citesc cuvintele apostolului, începând cu versetul 2, ca niște pruji născuți de curând, prin Duhul, să doriți laptele duhovnicesc, că dacă ești prin Duhul, laptele duhovnicesc este în natura ta, nu? Ca să creșteți spre mântuire, Doamne ajută-ne! Scrie în Evrei 5 că unii tot copii erau, n-au crescut. Și Pavel a spune la Corinteni, în 1 Epistola, capitolul 3, că erau tot copilandări. După câtă viață de credință avem, am crescut? Le mai spun eu la unii, băi, împărăția se ia cu năvala și pe calea asta trebuie să alergăm, că nu mai trăim cât Metusala. Să tot creștem cât un milimetru până la urmă. Nu, nu! Domnul vrea prin cuvânt să ne crească. Să ne hrănim, spune de exemplu și Pavel la 1 Timotei, la capitolul 4,
Știți cum a crescut copilul ăsta? Zice aici, în versetul 6, să se hrănească cu cuvintele credinței și ale bunei învățături, că el a avut parte de așa ceva, 2 Timotei 3,15, din pruncie, cunoști Sfintele Scripturi care pot să-ți dea înțelepciune, să fii om destoinic, să fii om matur. Doamne, ajută-ne! Amin. Știți cât de mult vrea Domnul să creștem prin Duhul? Eu când citesc versetele alea din Efeseni 3, mă cutremur, mă mir, Doamne, așa vrei să faci cu noi. Ascultați Efeseni 3 de la versetul 16 și rog pe Tatăl, că a potrivit cu bogăția slavei sale să facă să vă întăriți în putere, adică să creștem, să prindem vlagă, prin Duhul. Rețineți vorbele astea două, că le voi pomeni mereu, prin Duhul, în omul dinăuntru, în așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre, și spune în versetul 19, să ajungeți plin de toată plinătatea lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne! Dar cum e posibil asta? Că noi nici nu știm cum arată plinătatea asta. Versetul 20. Iar la celui ce prin puterea care lucrează în noi, auziți? Ce se întâmplă? Poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, auzi? Mie îmi place să-i binecuvintez, fac o paranteză aici pe frașii, să le spun, să-ți dea Domnul și ce n-ai cerut. Și unii se uită. Și atunci le explic, măi, știi de ce zic să-ți dea Domnul și ce n-ai cerut? Că scrie aici că face nespus mai mult decât cerem. Dar nespus mai mult, cât o fi asta? Nu-i numai 5% așa un mic bonus. Poate să fie nespus mai mult să ne umplă de puterea asta sfântă, prin Duhul. Scrie și în 4:14, să nu mai fim copii plutind încoace și încolo, așa vine cineva și ne duce la martor, alții ne duc la adventiști, alții ne mai duc nu știu pe unde, ne poartă pe la alții, și în maturitate, crescuți, hrăniți cu cuvânt, oameni sănătoși, prin Duhul să trăim, Doamne, ajută-ne! Pe lângă Scripturi care-s la îndemâna tuturor, dar nu mi-au îndrăzneala asta să vă întreb câți aveți Scripturile la voi. Eu am lucrat mulți ani în învățământ și spun că și copiii care n-aduc cărți la școală niciodată nu învață bine. Că nu-i prea interesează. De când cu proiectoarele unii nu mai aduc Biblia la adunare și întreb eu, le sunt dragi Scripturile? Deci așa le uită așa ușor, că telefoanele nu le uităm, așa-i? Ne întoarcem de la mașină după ele, dreptu-i? Eu n-am. Dacă cineva n-a adus Biblia, e bun și proiectorul ăsta, dar la proiector vezi un verset câteodată. În Biblie două coloane a câte două pagini deodată. E mult mai mult. Poți întoarce unde vrei. Poți citi. Și Scripturile astea ne formează pe noi și ne dezvoltă. Pe lângă Scripturi, și aici este echilibru, că unii vor numai Biblie, alții numai rugăciune. Zice la Efeseni, dacă să aici întorc pagina, în capitolul 6, versetul 18, faceți în toată vremea, na, spuneți în dumneavoastră ce e asta toată vremea. Prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri, vegheați la aceasta cu stăruință, toată vremea. Și rugăciune pentru toți sfinții. Nu-i vorba numai de rugăciunea Tatăl nostru și de alte rugăciuni care le știm cu mintea. Rugăciunea prin Duhul, după înțelegerea mea, la rugăciune sunt trei cercuri. Rugăciunea cu mintea, te rogi așa să te ajute Domnul astăzi, că mergi în călătorie, să spăzească, știu eu, copiii. Astea le știi. Prin Duhul te lași călăuzit de Duhul și te rogi și te miri și tu pentru ce te rogi sau pentru cine te rogi. Uneori ajungi să mijlocești, să ceri lucruri la care nu te-ai gândit. Și apoi, cea mai mare extensie este când te rogi cu Duhul în alte limbi, nici tu nu mai știi până unde te-ai dus, că numai Duhul Dumnezeu te poate purta pe acele meridiane. Vreți să ne angajăm după o seară de rugăciune să devenim mai rugativi?
Vă dau ca temă pentru acasă, așa mai fac dascălii. Să citiți numai la începutul fiecare epistole a lui Pavel cum se ruga și cât se ruga. Ba încă ce m-a mirat la rugăciunea lui Pavel, care era subiectul rugăciunilor lui? Fiți atenți! De multe ori ne rugăm pentru bolna, pentru cei căzuți, pentru oameni să se pocăiască foarte bine. Cum scrie în Timotei 2 pentru împărați, pomenim pe toți. Să vină și ei la mântuire. Dar am văzut ca prioritară în rugăciunii lui Pavel rugăciunea pentru creștere spirituală. Ca Domnul să-i păstreze în har și să-i maturizeze pe cei credincioși. Numai câteva așa să spicui. Uite, rămân aici în Filipeni, 1:9. Și mă rog ca dragostea voastră să crească, despre asta vorbim, nu? Născuți prin Duhul, crescuți prin Duhul, rugăciune. În cunoștință, vorbeam de Biblie, orice pricepere, să deosebiți lucrurile alese, să ajungem desăvârșiți. Întorc la Coloseni 1:9. Și Pavel încă nu ajunsese în Colose, dar se ruga pentru ei, au zis că acolo e adunare. Din ziua când am auzit aceste lucruri, nu încetăm să ne rugăm pentru voi și să cerem să vă umpleți. Fiți plin de cunoștința voii lui, înțelepciune, pricepere, să vă purtați într-un chip vrent de Domnul, să-i fiți plăcuți în orice lucru, și asta numai prin Duhul se poate, aducând roade în tot felul de fapte bune și crescând rugăciunea pentru dezvoltare spirituală. Și mai dau numai un citat, 2 Tesaloniceni 1:11, de aceea ne rugăm necurmat pentru voi. Păi, ori în toată vremea, ori necurmat, o taie, nu? Faceți ori în toată vremea, ori necurmat. Dumnezeu să vă găsească vrednic să împlinească în voi orice dorință de bunătate și orice lucrare izvorâtă prin credință. Din credință ca numele Domnului să fie proslăvit în voi și voi în El, potrivit cu harul Dumnezeului nostru, al Domnului Iisus Hristos. Doamne, ajută-ne! Amin! Așa vom face? Nu uitați, dragii mei, lăsați pe Dumnezeu să vă crească, să vă formeze. Bine, are Domnul și alte metode să ne crească, ne desăvârșește prin suferință, prin câte toate, da? Eu am vorbit numai despre astea care sunt la îndemâna noastră și putem să facem ceva ca să creștem spre desăvârșire. Pentru că poate fi și situația tristă când cineva să nu mai crească. Ba dimpotrivă să se întâmple ce vă citesc din Galateni, din capitolul 3, scrie aici în versetul 3, după ce ați început prin Duhul, cuvintele astea două ce le voi repeta mereu, prin Duhul au început, au primit Duhul, spune în versetul 5, au avut parte de minuni. Zice, vreți să sfârșiți în firea pământească? Și din nefericire avem și astfel de exemple printre noi. Oameni cu naștere din nou autentică au trăit prin Duhul, dar s-au încurcat, zice în a doua Petru, și lucrurile vechi au pus stăpânire peste ei, și-au ajuns iar în firea pământească. Au uitat că au fost curățați de vechile păcate. I-a curățat Domnul, dar poate să vină o stare, spune Domnul Iisus, zice în Luca 12, chiar mai rea decât a fost înainte. Domnul să vă păzească de așa ceva. Îmi amintesc că eram copil, să fi tot avut maxim 10 ani, că la 10 ani țin minte că ne-am mutat de acolo. Se făcea rugăciune la noi acasă, nu era biserică în comună. Și a venit un proroc și a prorocit așa, dintre cei ce sunt aici, unii nu vor fi statornici și se vor lepăda de Domnul. Dar n-a venit persecuție. Însăși prorocul a murit cu sticla de bere în mână, stătea pe marginea unei căruțe și cum a fost puțin beat, s-a răsturnat, a dat cu capul și a murit. Păi cine s-ar fi gândit atunci că se va întâmpla și cu el? Dar vă amintesc un caz din Biblie, Balaam, știți ce a zis? O, de aș muri de moartea celor neprihăniți, sfârșitul meu să fie ca lor, dar n-a fost ca lor, a alunecat. De aceea, frați și surori, pe aici pe unde sunteți și apreciez că vă adunați și ați venit și peste săptămână la adunare,
Dacă trăiți prin Duhul și Domnul v-a născut din nou, să creșteți spre mântuire. Nu cumva încet, încet sau deodată în vreo greșeală și să apară alte greșeli și să vă îndepărtați de cele sfinte. Domnul să vă dea îndurare. Amin? Amin. Rămân la expresia asta, prin Duhul, născuți prin Duhul, să creștem prin Duhul, rugându-ne, citind, să slujim prin Duhul și slujirea noastră să facă ceilalți să rămână și să crească prin Duhul. Zice la 1 Corinteni 12 cu 8, cuvinte cunoscute de pentecostali. De pildă, unul este dat, și rețineți expresia, prin Duhul. Și numără aici o listă, nu sunt toate aici. Aici sunt 9 trecute, dar în 28 apar și altele. Și în Roman 12 apar și altele. Și toate astea sunt prin Duhul. O, ce frumos ar fi în adunare să nu face nimic din slavă de șartă, nici din pismă, cum spune în Filipeni 1, și toată slujba să fie prin Duhul Domnului. Să predici prin Duhul, ce frumos! Scrie asta în Biblie, vă amintiți unde? Zice în Fapte 1 că Domnul prin Duhul a dat poruncile sale ucenicilor. Dar nu numai Domnul, zice la 1 Petru, capitolul 1, versetul 12, că apostolii v-au propovăduit Evanghelia prin Duhul Sfânt trimis din cer. Să îmbrace Domnul cu Duhul Sfânt predicatorii. Amin. Și Duhul Sfânt să-i călăuzească. Amin. Ce să spună? Eu am văzut diferență între oamenii care vorbesc, au învățat să predice, sau oamenii care sunt mânați de Duhul Sfânt. Mi-amintesc într-o adunare, știu concret, terminase unul o școală teologică și se pricepea așa să vorbească. Și frații se gândeau dacă e potrivit pentru lucrare. Eram și eu între ei, între cei ce ne gândeam, și s-a arătat o vedenie. Era un robinet, reprezenta pe tânărul ăsta. Și oamenii cu pahare fiecare, că părea apa care are debit. Și-a venit un sol la Domnul și-a zis, puneți paharele să se decanteze, să ducem apa la analize. Și pe fiecare fund de pahar a fost câte un deget nămol, dar așa destul de transparent și nu se vedea. Și-a zis, măi, dar cum că în spatele robinetului se vedea în vedenie o stâncă? Păi nu izvorul bun? Și solul Domnului așa m-a luat așa de mână și-a zis, hai să-ți arăt. Era o conductă care trecea pe lângă stâncă și s-alimenta dintr-un lac de acumulare. Că respectivul știa foarte bine să culeagă din manuale, din cărți, și să le potrivească. Și așa ceva nu-i de dorit. Și am urmărit în timp învățătura să vă dea, Domnul, repet, har, să aveți predicatori care vorbesc prin Duhul. Mi-a dat să vă amintesc altceva. Ne-a vorbit Domnul odată prin Duhul pentru adunarea noastră că va veni cineva așa care avea un cântec așa ce părea interesant, dar n-are ceva de spus de la Domnul. Eram la slujbă, predicam, era cam 8 fără 20 și conducea slujba un alt slujitor și au intrat, așa i-am văzut, și în clipa aia am primit că ăștia și-au zis Duhul Sfânt. Dar m-am gândit, am văzut că au venit bilete la anvon, cineva a venit să vorbească cu celălalt slujitor și așa m-am înfiorat și eu puțin în Duhul și am avut îndemn să închei predica cu o rugăciune, ca să am timp să mă sfătuiesc cu celălalt slujitor. Și am spus, zic, asta e ce a zis Duhul Sfânt, nu trebuie pus la slujbă. Am încheiat, n-am spus nimic, să nu tulburăm adunare. Ei, s-au deranjat cei ce l-au adus în mod deosebit. Cum? Un mare om. Măi, zic, în cât ne-a vorbit Domnul și în ce am eu cunoștință, cred că am procedat corect.
Eu eram păstor asistent, noi eram venit de mult la Arad, păstor principal era fratele Eugen Micurescu, dar atunci era plecat. Și cei care l-au adus, l-au sunat imediat, uite ce s-a întâmplat. Și fratele, cu înțelepciune, zice, băi, nu știu despre ce e vorba, dar în adunarea unde i-am fost, el era la Izvin atunci, s-a dat o vedenie pe frate Todoraș, păstorul bătrân de acolo, și spune, măi, Eugen, nu știu ce e la voi la Betel, dar am văzut în vedenie că a intrat un om mai înalt decât unul normal, dar slab, subnutit și care n-avea în mână Biblia, ci un ziar. Și totul s-a încheiat aici. N-a mai fost nevoie de niciun comentariu. Repet și trec mai departe, să vă dea Domnul har, să aveți parte de oameni care vorbesc prin Duhul. Ei vorbesc cu putere, ei vorbesc cu adresă. Domnul vorbește potrivit cu nevoile, cu faza de lucrare care este în popor. Dar orice slujire trebuie făcută prin Duhul, nu? Așa-i binecuvântată lucrarea. Când prin Duhul lui Dumnezeu, cum spune la 1 Corinteni 14 cu 26, când vă adunați la olalt, unul are o vorbire, altă limbă, altă o tâlmăcire, altă o profeție, altă o cântare, să se facă toate spre zidire, ca noi să creștem. Doamne, ajută-ne! Aș vrea mai departe și în mod deosebit la aspectul acesta, aș vrea să mă concentrez. Mai vă citesc doar un verset. Zice la Filipeni 3 cu 3, căci cei tăiați împrejur suntem noi, care slujim lui Dumnezeu prin Duhul lui Dumnezeu. Orice face, și cântare sau orice, nu mai insist. Mă întorc la versetul la care am pornit. Dacă trăim prin Duhul, și să admit că Domnul ne-a născut din nou, că ne crește, e o slujire prin Duhul, și în felul acesta trăim prin Duhul, slujim prin Duhul, dar întrebarea la care vreau să răspundem e asta. Umblăm prin Duhul? Că asta scoate Pavel în evidență. Dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul. Păi cum se poate să fii, trăiești prin Duhul și să nu umbli prin Duhul? Se poate chiar să slujești prin Duhul și să nu umbli prin Duhul? Păi să vă spun ceva din Scriptură, pe Samson îl mâna Duhul Domnului. Dar de la o vreme e drept că nu m-a umblat cum trebuie. Dar încă mai fost însoțit o vreme, dragii mei. Saul, scrie în 1 Samuel 10, că a venit Duhul lui Dumnezeu peste el și a fost prefăcut în alt om. Și o vreme a fost bine. La primul război cu amoniții, scrie în 11, nu Samuel, că Duhul Domnului a venit peste el. Dar cât a mers așa? Când ajungea între proroci, prorocea. Dar a fost luat în primire de un alt duh. Sunt doar două exemple triste. Aș vrea, dragii mei, să înțelegem că și cuvintele care vi le-am citit sunt scrise în Scriptură după altele care vreau să vi le amintesc. Galateni 5 cu versetul 16. Zic dar, umblați, cârmuiți de Duhul, și nu împliniți poftele firii pământești. Că, dragii mei, după ce am fost născut prin Duhul, nu suntem utopici, cum s-a întâmplat cu un frate în vremea comunistă, fusese el pe la securitate sau prin armată ceva, s-a pocăit, a fost o transformare radicală, a vindecat Domnul un copil și merge după o vreme la un frate și îi spune, mi-a murit firea pământească. Păi cum ți-a murit? Nu mai abia mai putea să vorbească. Nu mai am poftă de niciun lucru păcătos. De 14 zile nu mai mâncase. Păi măi, tu mori așa, te deshidratezi. Și cu grijă, cu ceai, a început iar să mănânci. Mai trec câteva zile și vine supărat, zice, nu, mi-a murit firea pământească. Păi nu moare când ne pocăim. Mi-amintesc că eram poate adolescent și l-a întrebat tata, să zic că avea 40-50 de ani, pe bunicul ce avea vreo 70. Zice, cum e clar la bătrânețe să-ți treacă poftele?
Și o zbunicul încă n-am ajuns acolo. Pentru că o viață întreagă. Noi avem aceste două opțiuni, născuți prin Duhul, slujim prin Duhul. Să umblăm prin Duhul sau să umblăm prin fire? E un război puternic în noi. Ascultați, firea pământească poftește împotriva Duhului și câte vrea firea noastră pământească. Citeam într-o statistică, la anul 1900, asta în America, dacă un om avea îndeplinite 100 de condiții, socotea că are tot ce îi trebuie. Și cineva o ținut cont de socoteala asta și 100 de ani mai târziu, în anul 2000, iar au făcut un sondaj să-i întrebe mai mulți oameni, cum se fac sondaje pe eșantioane reprezentative. Dar de data asta, surpriză, au aflat că pentru a fi un om mulțumit îi trebuie 500 de condiții împlinite. Firea poftește împotriva Duhului. Și interesant, și Duhul împotriva firii. Sunt lucruri potrivnice unii altora, așa că nu puteți face tot ce voiți. Și zice, și faptele firii pământești, astea care poftesc și ies la suprafață, dacă le lași foarte ușor ca burenile din pământ, nu le seamănă nimeni. Îi blăstăma pământul și noi suntem virusați. Enumeră aici o listă care nu încheie. Zice, și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Și auziți ce scrie. Vă spun mai dinainte că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni părăția lui Dumnezeu. Măi, dar în ei Duhul, că Duhul se luptă cu firea asta. Ei sunt născuți prin Duhul, ei trăiesc prin Duhul, dar riscă să nu umble prin Duhul. Și dă și partea cealaltă cum arată. Roada Duhului dimpotrivă este, și începe așa de frumos, cu dragoste, până la înfrânarea poftilor, știi? Adică dă voie să te manifesti în tot ceea ce e bine și de cumva mai scapă ceva, înfrânarea poftilor cu ușa. Gata. Pauză. Apostolul Pavel merge în Coloseni 3 și mai dur când zice, ascultați, Coloseni 3, vă citesc de la versetul 5, omorâți mădularele voastre. În lupta asta ai voie să le omori. În Tit 2 spune numai s-o rupi. Da, s-o rupi de tot, nu sunt doi. Omorâți. Cum stați cu asta? În versetul 8 zice, numai lăsați-vă. E o luptă. Frați și surori, o simțiți? Când suntem ispitiți și mai tare, nu? Ei, când nu ești nervos, așa ușor e să-i spui la altul, taci. Dar când vine peste tine mânia, să te roage toți la care le-ai spus. Greu e ascult, drept-i. Da? Fiecare știe unde-i vulnerabil, că sunt alții blânzi, unii mai coleriși, mai explozibili. Vreau să ne ducem în Romani 8, să citim puțin despre lupta asta, că s-ar putea cineva să spună, ca Nicodim, că nu se poate, un om bătrân învățat într-un fel, să se nască din nou, nu se poate. El a înțeles că nu se poate fizic, dar unii spun că nici nu se poate să fie altfel. Dar știți ce a zis Domnul? Domnul a pus pe nu se poate, nu ne-l a pus Nicodim, că nu se poate să se nască. A pus pe nu se poate la locul lui și a zis, cine nu se naște, nu se poate să intre. Nu că nu se poate să trăiești, nu se poate să intre. Ascultați Romani 8. După ce spune în Roman 7 că se vede într-un mare pericol. Și hai să fim realiști. Știți că a întrebat toată un copil pe tata lui, a zis, tata, dar ce predici tu, trăiește cineva? O ajungi cineva la nivelul acela? Eu vă citesc ce e scris. Apostolul Pavel constată, și asta orice om poate să constate, în firea lui pământească, 7 cu 18. Știu în adevăr
că nimic bun nu locuiește în mine, ați auzit? Unii care aveți părere bună despre voi. Nimic bun nu locuiește în mine. Adică în firea mea pământească. Că n-a ieșit la iveală, că nu toți sunt ca fiul la risipitor care sfidează autoritatea părintească și distrug tot. Celălalt părea cu minte, dar când s-a supărat, știți ce a zis? Că și eu am vrut să plec cu prietenii, da? Na, am fost mai cu bun simț. Deci tot n-a fost ce trebuie să fie. Ce-i drept? Și asta zic că e valabil pentru noi. Poate unii din lume nici nu vor, dar noi vrem. Ce-i drept? Am voința să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. Că un om fără Duhul n-are nicio putere, că puterea lui Dumnezeu. Carnea e neputincioasă. Spune în versetul 21, găsesc dar în mine legea asta. Ce înseamnă legea? Adică totdeauna e așa. E ca și cu legea gravitației. Nu că astăzi punem un obiect și pică. Băi, încercăm mâine, poate mâine nu pică. Și mâine pică. Legea gravitației e lege. Pică totul absolut. Găsesc în mine legea aceasta, când vreau să fac binele, răul stă lipit de mine. Și zice în versetul 23, eu lege, ceva în mădularele mele, care frații ne-au spus de limbă, de urechi, de ochi, când s-a dus Augustin în Cartagena, au venit la Roma, secolele 4-5, i-a spus mama lui Monica, o femeie vlavioasă, vezi că la Roma e un dicton, pâine și circ. Când o să te duci pe arene și o să vezi scene care sunt rele, tu să pui mâna la ochi. Și l-a zis, eu m-am mentit de-o ce zis mama, numai că făceam așa. Deschideam deștile să văd printre degete. O să-ți văd în mine, în toate mădunarele, ochiul. Ce nu știm noi să închidem ochii, nu? Urechea. Dar numai că atunci zici că și somnul dispare, nu? Când e vraja ispitei. Sau când e vorba să dai drumul la gură. Bine am fost învățați. Zice, o, nenorocitul de mine! A venit odată o femeie, avea vreo 26 de ani, născută la pocăiți, la consiliere și zice, frate, vreau să mă pocăiesc, am trăit eu în lume, gata, mă pocăiesc. Foarte bine. Vine peste o săptămână. Frate, e greu. E normal. Să urci, nu-i tot una, cum să cobori. Vine peste încă o săptămână plângând. Nu pot. N-a zis că acum stăm de vorbă. Tu ai crezut că așa, pe puterile tale, bați din palme și te urci în cer? Nu se poate. Pavel, sunt nenorocit? Și dacă n-ajungi în disperarea asta și nu conștientizezi lupta asta, nu-i fi pocăit în veac? Chiar dacă s-a produs ceva prin Duhul, nu vei putea umbla prin Duhul. Spune în capitolul 8, acum dar, asta e condiția noastră de pocăiți, dar nu mai este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus. Nu ne poate imputa nimeni din trecut, e altă viață, e altă poveste, nu e a noastră. Spune în capitolul 7, să nu vă mai rețin, că noi am murit în ce privește legea. Toate capetele de acuzare au fost ispășite prin jertfa Domnului Iisus. Nu mai este nicio osândire pentru cei ce sunt al lui Hristos Iisus. S-a dus cineva la un vrăjitor și a întrebat de un pocăit. Și s-a supărat Duhul pe vrăjitor și a zis, ce mă întreb? Iar răstignitul nu e a meu. Mulțumim Domnului că suntem ai Lui. Și ăsta e mare har. Și drept dovadă că suntem ai Lui, am citit în Ioan 3, ne-a dat Duhul Lui. E Duhul Fiului și Duhul Tatălui care a venit în noi și trăim prin Duhul. Și din pricina Duhului care este în noi, în ziua aceea vom fi înviați sau transformați, slăvit să fie Domnul. Dar ascultați, nu se încheie versetul, ci nu mai nicio osândire, ești în Hristos. Tu trăiești prin Duhul, dacă nu umbli? Ascultați? Nu mai este nicio osândire pentru cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului, nu după îndemnurile firii. Și în versetul 2 ceva minunat. În adevăr, și v-am spus din capitolul 7 că
Slăbiciunea asta a noastră cu păcatul e ca o lege. Parcă ne corupe pe toți. În adevăr, ascultați ce lege a adus Dumnezeu. Legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Care e legea păcatului și a morții? Spune în capitolul 7 că legea spunea ce e păcat și când făcea reacție cu ceea ce era în mine, nu ieșea nimic. E cum știți, care sunteți din zone catolice, că pe la 12-14 ani e o procesiune cu copiii, trecând în stadiu, scap acum, cum îi zice, la actul acela. Poftim? Așa, comuniune. Și un preot îl confesează, îl spovedește pe un copil. Bă, ai ceva de mărturisit? Și el spune ce spune, dar altceva nu, dar ce zice copilul? Păi zice, uite când tatăl tău nu e acasă, să umbli unii bani și să iei. Și la gata zice copilul, n-am făcut, dar ideea e grozavă. Adică ăsta e omul. Spune Pavel asta, eu v-am dat un exemplu. Zice, când legea spunea să nu poftesc, mie îmi venea să poftesc. Legea păcatului și a morții, legea era bună. Îmi spunea ce e bine și ce e rău, dar făcea reacție cu ce e în mine și nu ieșea nimic. Și acum zice, legea asta ale Duhului de viață în Hristos m-a izbăvit. Vreau să definim titlul ăsta. Legea, de ce îi spune lege? Devine ară ceva cu caracter general. De ce îi spunea Duhului? Asta se produce numai după ce trăim prin Duhul și vine în noi. Că zice aici, 8 cu versetul, ascultați, cu versetul 8, cei ce sunt pământești nu pot să placă lui Dumnezeu. Voi însă nu mai sunteți pământești și duhovnicești dacă Duhul Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. De ce îi spune de viață? Păi nu-i mai de moarte, ne duce la viață. De ce îi spune Hristos? Că a plătit Domnul prețul și Duhul ni s-a dat în urma ispășirii Domnului Iisus în cer și îi mulțumim pentru aceasta. A zis, dacă nu mă duc, nu vine Duhul ca să-și continue lucrarea. Slăvit să fie Domnul pentru mântuirea ce ne-a adus-o. Cu întreg pachetul, cu Duhul Sfânt și cu toată slujirea sfântă din adunare, ca noi să fim mântuiți, mărire Domnului. Dar ascultați cum funcționează legea asta. Nu ne robotizează. Cum mi-a zis mie odată cineva, măi, de ce nu mi-a rupt Dumnezeu picioarele când m-am dus undeva? Zic, Dumnezeu nu rupe nici urechi de cum picioare. Îți spune dacă vrei asculți, dacă nu, nu. Îndemnurile Duhului, îndemnurile firii. Ele vin cu intensitate diferită în funcție de ispitiri, de vreme. Dar astea nu depind de noi. Depinde de Duhul să ne îndemne și depinde de fire, de lume și de Satana să ne îndemne. Ce depinde de noi? Că aici e secretul să umblăm prin Duhul. Ascultați, Romani capitolul 8, vă citesc cuvintele apostolului de la versetul 5. În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești umblă, ăsta e cuvântul de referință, umblă după lucrurile firii pământești, pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului umblă după lucrurile Duhului. Și întrebarea de fond este, după ce umbli, așa vei umbla. Umbli după lucrurile Duhului, o să umbli prin Duhul. Umbli după lucrurile firii, o să umbli prin fire. Și cine seamănă în firea pământească, va culege putrezirea. Cine seamănă în Duhul, Galateni 6, viața veșnică. După ce umblați? La Belgrad fugeau românii. Și nu mai erau fonduri destule de la ONU să dea pentru toți cât treceau granița. Și mai trăiau din ei. Dar cum să-i trieze? Că mulți spuneau că spocăiți au fugit de persecuție, că vor să trăiască pocăința, comuniștii nu-i lasă. Nu știu dacă e adevărat, dar cel puțin e interesant. Dar după ce am auzit, ar fi fost adevărat. Că odată, într-o duminică dimineața, la ușa lagărului au sosit două autobuze și au spus, unul merge la meci, unul la biserică. Fiecare să urcă în care vrea. Cei ce au zis că merg la biserică, umblat după lucrurile Duhului, i-au dus la biserică, pe ceilalți i-au dus în România, care au fost la meci. Le-au făcut alții meci. Că nu mai știu cum să-i trieze. Apoi dacă oamenii se pricep să-i trieze, cum nu ne-a triat Dumnezeu, dragii mei? După ce umblați? După lucrurile firii,
Să vă spun eu care sunt? Alea cu scandaluri, cu vorbiri de rău, cum se spunea, cu îmbuibări, cu pismă, cu pofte ale trupului, cu toată gama ce ține de la a te îmbrăca sau a nu te îmbrăca, cu toate ispitirile, cu toate vizualizările, tot ce este în lume. 1 Ioan, capitolul 2, pofta firii, pofta ochilor și a vieții. Dacă umbli după ele, n-ai cum să reziști. Dar dacă nu umbli după ele și ascunzi de îndemnurile Duhului, atunci e valabil 1 Petru 2,11. Prea iubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători pe pământ să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul și îmi spun unui frate, m-a lovit satana. Dar unde te-ai dus? Pe front, nu? De ce cauți acolo? Păi nu te du acolo, măi. Ce cauți tu la mare? Ce cauți tu la meci? Ce cauți tu la film? Păi nu se poate. Îmi spunea un frate din Bistrița, ce m-am pocăit când aveam 15 ani și filmele au fost moartea mea, cinematograf. Beam. Părinții s-au alarmat, au dus preotul să facă slujba, au invitat rudenii, le-au dat o masă, pomană. Deci eu prinsesem curaj și am ieșit în față la preot. Părinte, păi n-am, când am grijam, că erau, ce era prieten familia cu familia preotului și aveau porci împreună, ce era să mănânce porci urechi, nu mai tras, mi-a tăiat picioare, că eram beat. Acum nu-s bine că nu mai beau și că citesc în Biblie. Și preotul a plecat, n-am mai putut ține față cu el, cum spune cu Ștefan, că n-a rezistat în confruntare. Și zice, am prins curaj și am început să predic eu. Și nu atunci, dar nu scurtă vreme s-au pocăit 10 din familie, auziți. Ce, și m-am căsătorit și toate bune și diavolul, și pe la 30 ceva de ani vine înapoi, trăia prin Duhul. Ce, oare ce mai rulează la cinema? Măi, numai să mă duc să văd titlul, ce film e, să văd ceva nou? Ceva nou? Măi, numai să intru să văd, sunt alți actori? Și după ce a intrat, o sta să vadă, nu? Cum se derulează. Ajunge acasă, nevasta întreabă, unde ai fost? Măi, ne-o ținut mai mult la servici. În altă zi, cu ghilimele spus, iar eu ținut mai mult la servici. Că vreau să vadă și episodul următor. Și au zis, frate, m-a dus satana înapoi la filme și apoi m-a dus, zice, acum azi rău. Păi după ce umbli? A fost un impuls a firii. Du-te să vezi. Și umblarea după lucrurile firii îi, ascultați, vă citesc din Roman, capitolul 8, capitolul ăsta e foarte bogat, 8 cu versetul 6, umblarea după lucrurile firii este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Nu știu că n-am mai fost la dumneavoastră cât de pocăiți sunteți, dar știu cei de acasă cât de pocăiți sunteți, ce faceți în timpul liber, ce vă pasionează, ce vă place, ce șoapte ascultați. Și o să mai mergi așa o vreme cu pocăința șchiopătând și unii într-o zi o să cadă, că au tot umblat după lucrurile firii, se încurcă. Hai să ne apropiem de Domnul. Amin. Și dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul. Amin. Istoria asta, istoria sfinților, așa să vă citesc că le știu din memorie, ce la Galaten 5, pardon, Geneza 5, ce Enoch a umblat cu Dumnezeu, 5 cu 24, 22-24, zice de Noe, 6 cu 9, umbla cu Dumnezeu, îi spune Dumnezeu la Avram, 17 cu 1, umblă înaintea mea și fii fără prihană. Știi ce e umblarea prin Duhul? Să umbli în lumina feței Domnului, să-ți imaginezi că ești în prezența Domnului, umbli înaintea Lui, că te vede. A zis robul lui Avram, îmi place și versetul ăla, Geneza 24, când s-a dus, scrie aici în versetul 40, Domnul înaintea căruia umblu, i-a zis Avram, va trimite pe îngerul său înaintea ta, auzi? Dumnezeu a zis, umblă înaintea mea, și Avram a zis către rob, Domnul înaintea căruia umblu, ce frumos! Zice Iacov la rândul lui, tot aici în Geneza, în 48:15, Dumnezeu înainte căruia au umblat părinții mei, tinerilor,
umblați înaintea Dumnezeului părinților voștri. Deci Avram și Isaac, eram undeva la o nuntă, unui fiu de-al meu la masă și de acum o soră care era rudenie prin alianță, vine și spune, uite, asta e fata mea măritată, era cu soțul, deci cu ginerile, și asta e fata mea nemăritată. Și eu zic, așa mai îndrăzneț, măi, dar mamă, te-ai îmbrăcat evlavios, cu batic, tu fără batic, cu aurituri. Păi n-ai moștenit credința de la mamă ta? A zice, mie soțul îmi dă voie. Și el de colo ce așa, cu glas de bas, eu îi dau voie. Dar și eu am zis, dar cine îți dă voie? Că scrie în Biblie că-și Hristosul e capul bărbatului, tu n-ai cap, numai nevastă, dar are cap. Și tu te bucuri că ești șef, a? Păi, nelegiuirea și închide gura uneori și înaintea omilor, dar înaintea lui Dumnezeu, dragii mei. Nu vă luați după oameni care nu vă predică prin Duhul, că vă spun povești și la firei plac. Dar dacă nu umblăm prin Duhul, o să sfârșim în moarte, degeaba a trăim prin Duhul, că într-o zi murim. Dumnezeu să aibă milă de noi. Să nu credeți că vă sfințiți prea tare, că oricum nu stăm prea bine. Dar, zice în Roman 13, cu cât vedem că ziua se apropie, să ne apropiem și noi de Domnul. Închei, dragii mei, și tare m-aș bucura, nu doar să nu uitați, versetul ăsta frumos, Roman 5:25, dacă trăim prin Duhul, că am fost născuți din nou, am primit Duhul Sfânt, Dumnezeu s-a luptat cu noi ca să ne crească dreptui. Ne-a trimis proroși, predicatori, o rânduit adunare, avem Scriptură, ne putem ruga. Ce n-avem? A zis Dumnezeu în Isaia 1, ce mai trebuia să-i fac vie? În Isaia 5 și în capitolul 1. Că e bolnav, dar ce mai trebuia să-i fac și nu i-am făcut? Să răspundem de toată investiția care a făcut-o Dumnezeu pentru noi. Ne-a vorbit prin vise adesea, ne-a vorbit în felurite chipuri și mai presus de toate l-a dat pe Fiul Său pentru noi și Duhul Său l-a trimis în lume ca să umblăm prin Duhul. Doamne ajută-ne! Blocați toate accesurile firii pământești, blocați toate îndemnurile, nu vă duceți în locuri de ispită, rămâneți în zona sfântă, sunteți sub ocrotire și umblați ca înaintea lui Dumnezeu, ca să vă cinstească Dumnezeu să trăiți pe vecii vecilor înaintea Lui. Că altfel degeaba spunem că am slujit prin Duhul, că spune ea din Matei 7, Doamne, ne-am făcut minuni. Zice, băi, pe voi nu vă cunosc. Dar de ce? N-au umblat prin Duhul. Că umblarea prin Duhul ne califică, este viață și pace. Oameni duhovnicești care trăim frumos, ca în timpul zilei, că vrem să moștenim lumina, nu negura întunericului pe vecie. Dumnezeu să vă dea har. Amin.